Îi pui pe primul loc. Normal că îi pui pe primul loc. Îi apreciezi, îi iubești pe cei dragi, îi susții. Dar, dacă nu ești conștient de mintea ta, dacă nu ești conștient de ego-ul tău, acesta va lua acea formă de iubire care se manifestă prin iubirea față de copiii tăi și o va transforma în atașament. Iar atașamentul este unul dintre cele mai urâte locuri în care poți să fii. Pentru că atașamentul va căuta mereu sub o formă sau alta să-i controleze pe ceilalți, să le ofere iubire așa cum crede că ar trebui și să pretindă iubire așa cum crede că ar trebui. Adică îți pui copiii, de exemplu, asta poate fi o credință. Îmi pun copiii pe primul loc și ei într-o bună zi vor aprecia asta. Pun, dar întrebarea mea este ce faci până când vine acea zi? Odată, ce faci? Tu nu existi, tu te anulezi în fiecare zi și din nou vorbesc pentru ființe înțelepte aici. Nu luați mesajul brutal, radical. Înțelege subtilitatea în ceea ce spun. Tu în fiecare zi te pui pe primul loc, pui copilul pe primul loc, pui soțul, pui soția pe primul loc. Dar tu nu existi. Și poate pentru o perioadă de timp poți să faci asta. Poți să faci asta și poți să faci asta și o faci bine și este minunat. Dar la un moment dat clachezi. Dau asta în scris pentru oricine. Dacă te negi în viața ta, la un moment dat vei claca. Existența nu ține cont pentru cine ai ajuns tu să clachezi. Pentru că, așa cum spuneam aseară, legile acestui univers nu țin cont de legile pe care le-am făcut noi în micuța noastră societate, care se duce de râpă. De aceea spun, mesajul tău este incomplet. Fii total alături de cei dragi când ești cu ei, dar nu te rata pe tine, nu te uita pe tine și nu aștepta ca într-o bună zi ceilalți să îți întoarcă favorul, pentru că dacă aștepți asta, înseamnă că ceea ce ai făcut n-a fost din iubire, a fost cu o așteptare. În baza acelui atașament, care conține un set de credințe, cum că iubirea arată așa, cum că trebuie să te comporți așa și într-o bună zi vei primi buchetul de flori, dar el nu mai vine. Și apoi, abia apoi Dumnezeu te va pune pe primul loc în inima lui. Din perspectiva mea, această abordare este o abordare păguboasă. De ce? Simplu, în esență, pentru că înseamnă o amânare a momentului prezent. Tu îți amâni fericirea sau punctul maxim de desăvârșire a vieții tale va fi când copiii vor fi mari și te vor aprecia. Sau că într-o bună zi se vor deschide cerurile și Dumnezeu îți va spune ce părinte bun ai fost. Dar asta este o amânare la ce pentru ceea ce se află de fapt aici. Tu omiți ce este aici pentru acea visare legată de viitor. Și care este rezultatul? Copiii cresc, cele mai multe ori, au primit iubirea, afecțiunea care a venit, cum a venit, de fiecare dată vom face tot ce ține de noi să fie bine. Da? Fiecare cum poate, cum știe mai bine. Dar copiii cresc, își văd de ale lor și acolo, în inima mamei, în inima tatălui, încet, încet, se dezvoltă o părere de rău, o greutate. De ce? Pentru că nu se întoarce
așa cum era așteptarea din partea copiilor să se întoarcă. Ei își văd de viața lor. Tocmai de aceea găsiți echilibru în viața voastră. Nu uitați de voi. Normal, iubiți-i pe cei dragi, susțineți-i, dar nu uitați de voi. Și nu mai amânați, nu mai așteptați ca cel mai frumos punctul maxim al vieții voastre să fie undeva în viitor. Acel viitor nu va veni. De ce? Pentru că este un viitor imaginat de mintea ta și mintea niciodată nu își va imagina realitatea. Și chiar și atunci când realitatea va îndeplini 99% dintre condiții, mereu va rămâne măcar 1%. Ah, dar nu-mi place nora. Sau nu-mi place băiatul pe care l-a ales fata mea și tot așa. Tot timpul va fi un motiv care să nu-ți convină și care va face ca niciodată punctul acela maxim de apreciere care se întoarcă să se întâmple cu adevărat. Apoi, vremurile trec, copiii voștri au la rândul lor copii, nepoții. Cumva zici, nu se poate de la copilul meu, nu am înțeles, dar de la nepoți. Și oare câți bunici nu își sufocă nepoți? Oare câți bunici nu îi sug nepoții de energie? Și de ce fac toate astea? Pentru că ei nu sunt fericiți. Pentru că ei nu au descoperit. Unde este de fapt fericirea? Și nu au înțeles că ceea ce contează cu adevărat se află în inima lor. Și să nu mai aștepte să primească ceva din afară. Astfel de așteptări sunt păguboase și vor aduce suferință. Cei care vor să audă, să audă. Cei care nu vor să audă, să nu audă.